Filarmonica Națională Serghei Lunchevici este cea mai importantă instituție de concert din Republica Moldova, desfășurând o amplă activitate în diverse direcții: muzică academică, populară, muzică ușoară și jazz. Eu cred că pentru un om de artă dragostea este foarte importantă, pentru că doar dragostea ar putea să te inspire atât niște emoții frumoase din dragoste, cât și suferința din dragoste. Eu cred că pentru a crea trebuie să iubești. Nu se dar să zice că acolo unde dragoste nu e, nimic nu e, da? Toate pentru a reuși să le faci bine, trebuie să le faci cu dragoste. Iubiți astăzi și fiți iubiți. Dacă dragostea va fi reciprocă, va fi pozitivă, va fi mare, unul față de altul, atunci ei vor trăi în armonie și în înțelegere mulți, mulți ani. Și de această dată, Filarmonica Națională a devenit gazda unui concert jubiliar, organizat de către Svetlana Snegur. Un concert pentru cei îndrăgostiți și nu doar, cu genericul Doar dragostea continuă. Artiștii au organizat o seară plină de căldură, unde dragostea a plutit în aer, contopindu-se perfect cu aplauzele oamenilor.